prezent la sărbătoarea organizată cu ocazia zilelor Hunedoarei. Deputatul Ilie Toma, locuitor al orașului și exponent al problemelor cetățenilor săi în Parlamentul României, a evidențiat faptul că este mândru de orașul în care trăiește. Din punct de vedere al activității ca parlamentar, Ilie Toma speră să nu-i dezamăgească pe hunedorenii care l-au trimis în Parlament ca să le rezolve problemele. Deputatul hunedorean Ilie Toma, alături de managerul Spitalului Municipal Radu Budaie și primarul Dan Bobăuțanu, a fost unul dintre hunedorenii care au susținut și argumentat la guvern realizarea investițiilor la spitalul din Hunedoara, cea mai recentă fiind noul ambulatoriu integrat, inaugurare la care a participat și ministrul Sănătății. Alexandru Rafila, colegul și prietenul meu, este un membru marcant al Guvernului României, un membru marcant care are aplecare față de oameni și în mod special față de Hunedoara. Acum poate și prin relațiile noastre mai bune, la urmă urmei reprezentăm Hunedoara și încercăm să facem cât mai multe lucruri bune pentru municipiul Hunedoara, pentru județul Hunedoara. Ați văzut la fel ca și Casa de Cultură, până în 2016 spitalul șchiopăta și șchiopăta rău de tot. Urmăriți evoluția spitalului din Hunedoara, prin buna administrare a primarului Hunedoara și a managerului de la spital, care fac proiecte și atrag bani europeni și dotează spitalele. Vedeți că ambulatoriul este renovat la standarde europene. Nu știu dacă puține spitale există în țară. Vedeți că avem RMN-ul nou, vedeți că avem CT-ul nou. Vedeți că avem medici care vin la Hunedoara, nu pleacă de la Hunedoara. Pentru că și medicilor ăstora nu le trebuiește doar un salariu exorbitant de mare. Le trebuie, normal, venituri financiare ca să le asigure un trai decent familiilor, dar le trebuie și condiții de muncă care să-i atragă, să vină cu plăcere la serviciu, să zâmbească pacientului și să încerce să-l vindece. Cu ce poate influența? Cu foarte multe, vă spun eu, pentru că va duce ideile de la Hunedoara mai departe. Vă arăta un exemplu. Uitați, un spital care n-a funcționat cum trebuie și de 6 ani, pas cu pas, a reușit să crească și să bată majoritatea spitalelor în țară. Și mai avem niște investiții de făcut la Hunedoara. Mai avem unitatea de primiri urgențe și acea secție de chirurgie. Socialdemocratul Ilie Toma este deputat de Hunedoara din anul 2016. În primul mandat a inițiat 131 de propuneri legislative, dintre care 62 au fost promulgate ca legi. Problemele oamenilor simpli sunt problemele legislative lăsate de-a lungul timpului, tratate cu indiferență de cei care au fost cu ani în urmă și care nu s-au gândit niciodată că funcția nu are nimic de a face cu omenia. Le-am spus și colegilor mai vechi care vin și spun și îți fac observații că ar trebui așa și așa. Este foarte important ca în momentul în care nu mai ești pe funcție, pentru că funcția este trecătoare, să fii tot aici în mijlocul oamenilor, să ieși pe ușa din față, la fel cum ai intrat și să le spui bună ziua și să te primească cu aceeași căldură în mijlocul lor. Pentru că hai să fim serioși, oricare dintre noi ar fi fost, nu era parlamentar sau funcție aleasă dacă un grup de cetățeni, mai mare sau mai mic, nu-și punea încrederea și speranțele în acel om. Ei, dacă spune omul încrederea în tine, tu trebuie să-i duci și să încerci să-i rezolvi problemele. Pentru că de-aia te-a trimis acolo, a sperat, a văzut cum a evoluat în viață și a sperat că îi poți aduce un gram de o viață mai bună. Și asta trebuie să facem. Da, problemele sunt multiple, mai ales, vedeți, societatea cu război la granițe, cu diverse crize, de la criză financiară, criză energetică, până la pensionari, până la persoanele vârstnice care ați văzut. Îmi pare sincer rău cum au fost tratate și sper să nu se mai întâmple același lucru. Vedeți că colegul nostru, premierul Marcel Ciolacu și președintele Partidului Social Democrat, la nivel de România, vrea să facă ceva. Și se simte acest lucru prin măsurile pe care le-a luat. Dacă cineva tratează cetățenii acestei țări nemilos, va primi același tratament. A spus foarte clar, cine greșește, mai ales în legătură cu persoanele vârstnice, cu copiii, cu oamenii care merită mai mult respect, trebuie pe loc să răspundă cu funcția și alte probleme, dacă mai sunt, sunt și organe abilitate care să le studieze. Asta se întâmplă, se pare că evoluția
în ceea ce privește viața oamenilor se va schimba puțin câte puțin în bine. Sper și eu și colegii mei care reprezentăm județul Hunedoara în Parlamentul României să facem tot ceea ce ține de noi. De altfel, cetățenii ne cunosc și nu cred că ar crede că aruncăm vorbe în vânt, pentru că niciodată nu facem lucrul ăsta. De ce nu-l facem? Repet încă o dată, pentru că suntem de aici. Uitați-vă la evoluțiile noastre, uitați-vă la activitatea noastră. Niciodată noi nu ne-am depărtat de hunedorenii care ne-au trimis în Parlamentul României și nici nu ne vom îndepărta. Evoluția societății, saltul calitativ al imaginii, dar și al vieții se simte cel mai bine în municipiul Hunedoara, oraș de care Ilie Toma este mândru.